Să arunci pietre în lac e o joacă de copil, nu-i așa? Dar să gândești un sistem de propulsie de la zero nu este. Sau poate că este. Cum ar fi să mergi într-o zi la serviciu cu un set Lego și să-i spui șefului tău: domnule, am o idee. Ar fi o nebunie. Și mai nebunesc ar fi ca șeful tău, când te vede cu un set Lego, să zică: ia să-ți auzim ideea. Ideea aceea stă la baza sistemului de propulsie E-Tech, pe care îl vom studia și noi astăzi în noul Arcana. Domnul Nicolas Frémont, inginer la Renault, era în vacanța de Crăciun alături de familia sa cu băiețelul său ce se juca cu câteva piese Lego. Văzând acele piese care se îmbinau perfect, văzând toate rotițele și angrenajele, domnului Frémont i-a venit o idee. Pentru că el avea o treabă. El trebuia să creeze un sistem de propulsie electrificat. Așa că domnul Frémont a mers și a cumpărat vreo 5-6 seturi Lego. Îl înțeleg și eu, sunt fan Lego și niciodată nu poți avea destule. A mers și a cumpărat 5-6 seturi și a făcut din Lego un prototip pentru un sistem de propulsie. Evident, a mers apoi, după ce s-a terminat vacanța de sărbători, la șeful său și i-a zis: domnule, uitați ce am făcut. Șeful s-a uitat un pic așa chiorâș și a zis: ok, să o punem în practică. Au făcut acel sistem de propulsie și l-au montat în 2012 pentru prima dată pe o Dacia Sandero. Ca să dovedească că acest sistem este ușor de produs, dar mai ales ușor de implementat pe orice platformă a grupului Renault. Numai că vedeți voi, în zilele noastre este relativ ușor pentru producători să gândească un motor electrificat, un motor cu un sistem de propulsie hibrid, fie full hybrid, plug-in hybrid, mild hybrid, e destul de ușor acum. Dar o cutie electrificată, e bine, asta era ceva nou. Frica cea mai mare când cauți o mașină online și dai de un anunț de vânzare care sună prea bine să fie adevărat este, evident, nu cumva să-ți iei țeapă sau să pierzi timp cu vizionări doar ca să constați că nu e ceea ce părea. Fie vânzătorul e samsar și nu știe prea multe despre mașină, fie mașina ascunde daune sau a fost implicată în afaceri necurate, fie alte 1000 de chestii. Nu mai bine verifici tu pe loc pe unde a trecut, ce kilometraj are și cum se prezintă mașina pe bune? Pe autovit.ro găsești în dreptul fiecărui anunț trimitere către un raport complet de istoric auto specific pentru mașina din imagine în baza seriei de șasiu. Colegii de la Renault Sport au donat o cutie de viteze derivată dintr-una de Formula 1 în 3 trepte. Această cutie de viteze a fost implementată pe noul prototip al francezilor. De ce o cutie de Formula 1? Pentru că acestea au mai puține componente, nu au sincroane, astfel că schimbul de viteză e mult mai eficient. Per total, cutia este mult mai eficientă, forțele de frecare sunt mai mici acolo între pinioane. După ce s-a implementat această cutie, s-au observat două probleme. Prima, cutia trezea la viață prea târziu motorul cu combustie internă, astfel că mașina părea leneșă. Și a doua problemă, fiind o cutie din Formula 1, schimburile de viteză erau foarte bruște. Și nu vrem ca ai noștri cumpărători să conducă o mașină în oraș tot timpul mergând smucit. Prima problemă s-a rezolvat cu relativă mare ușurință. La cutia cu 3 trepte au mai adăugat o a patra treaptă. Această a patra treaptă a permis mașinii să trezească mai ușor la viață motorul cu combustie internă, unul la mână, și doi la mână, un beneficiu nesperat, a permis ca atunci când mașina merge pe autostradă la viteză constantă să decupleze complet motorul electric, propulsorul electric, astfel micșorând forța de frecare și mărind, ca să zic așa, eficiența consumului cu 3-4%. Deci mașina și consuma mai puțin și era și mai eficientă la un mers pe autostradă.
Dar cum se rezolvă a doua problemă? Mașina smucea în continuare. Bine, francezii au implementat un motor electric și în cutie. De ce au făcut asta? Pentru că mașina are, deci în motor, un motor electric. Este un sistem de propulsie hibrid. Mai are unul în cutie. Cele două motoare electrice comunică între ele. Motorul din motorul electric, din sistemul de propulsie, știe care este turația motorului. Motorul electric din cutie știe că, cât de repede se învârt pinioanele, ca să zic așa. Cele două motoare electrice comunică între ele și astfel se face mariajul între viteza motorului și viteza cutiei. Astfel, creându-se un schimb de viteze aproape imperceptibil. Cel puțin în teorie. În ciuda faptului că această mașină folosește o cutie de viteze inovatoare, sistemul de propulsie hibrid e relativ simplu. Un 1.6 atmosferic, un motor electric, un total de 145 de cai putere. Mașina are aproximativ 1,4 tone, pentru urmare un timp de 0% în 10,8 secunde. Deci toată această tehnologie a fost pentru a crea cel mai lent Arcana, pentru că există și Arcana cu Mild Hybrid 1.3, ce are 140 sau 160 de cai putere. Și acele modele au timp de la 0% în 9,8, respectiv 9,1 secunde. Mașina aceasta este cu o secundă, o secundă și ceva mai lentă decât modelele fără sistem hibrid, doar cu mild hybrid. Deci, de ce a fost nevoie de toată această tehnologie? E bine, a fost nevoie pentru a crea o experiență extrem de lină atunci când e vorba de accelerație, mai ales la viteze de oraș. Veți vedea în curând. Dacă te-ai mai aruncat într-un Renault în ultimii 2-3 ani, atunci acest interior îți va părea că are elemente ușor de recunoscut. Tableta aceasta, care este ușor de folosit, sistemul este ușor de folosit, dar din păcate are un pic de lag. Aseară chiar mi-a apărut un update și am făcut update-ul. Scrie acolo că update-ul va fluidiza un pic experiența și nu știu ce să zic, nu mi se pare că se mișcă mai repede. Nu e un sistem high-tech din punct de vedere al fluidității, dar este un sistem ușor de înțeles. Îți conectezi ușor telefonul, pui ușor muzică de pe telefon, pui ușor navigația unde ai nevoie. Asta îmi place, este ușor de utilizat, iar ecranul este de o rezoluție înaltă. Deși, după cum ați văzut, are un pic de lag pe aici pe acolo atunci când te miști prin meniuri. Volanul îmi place, cu piele perforată, la fel și scaunele, pentru că scaunele sunt RS Line, au piele din aceasta, inserturi de alcantara. Îmi place foarte mult cum stai în această mașină. Te simți într-adevăr ca într-o mașină oarecum sportivă. Deși aceste trimuri sunt din plastic, nu vă faceți griji, nu sunt din fibre de carbon, dar imită foarte bine fibra de carbon. Wireless charging pad, USB-uri și pentru cei din spate. Deci e o mașină în care poți trăi cu ușurință, ca să zic așa. Și că tot veni vorba de asta, de trăit cu ușurință, va trebui să te adaptezi la această mașină. Pentru că, având în vedere designul de coupe, parbrizul e la un unghi foarte acut, la fel și luneta. Deci, practic, deschizătura prin care tu vezi din mașină e mică. În față, hai să zicem că te obișnuiești, dar în spate, practic, n-ai putea să manevrezi mașina, mă uit acum în spate, n-ai putea să manevrezi mașina aceasta doar uitându-te prin lunetă. Slavă cerului că există o cameră pentru marșarier, o voi porni acum mașina, o voi pune în marșarier ca să vedem camera. Camera aceasta care, sincer, cred că e de aceeași calitate ca pe Dacia, Logan și așa mai departe, Duster, Sandero, etc. Nu spun că este o cameră rea, dar nu e cea mai înaltă calitate din lume. Evident, ai și senzor de parcare. Ideea e că va trebui să te bazezi mult pe senzori și pe cameră pentru a manevra această mașină la viteză joasă, din nou, pentru că luneta aceea, deși arată bine profilul mașinii de afară, nu îți permite să ai un câmp vizual foarte larg, mai ales când te uiți în retrovizoare. Dar, per total, ce se întâmplă în această mașină e foarte bine. Portbagajul, 480 de litri spațiu de stocare. De ce? Pentru că bateria sistemului hibrid e acolo la puntea spate. Deci, ți se mai fură un pic din spațiul
din portbagaj, dar există o podea dublă, poți separa cu ușurință cumpărăturile sau ce mai ai nevoie. Îmi place că e ușor de folosit această mașină. Și deși este un model cu un design coupé, asta nu înseamnă că nu au loc și cei ce stau pe bancheta spate. Chiar acum în spatele meu stă Dumi, care are 1,80 m și cât? 1,90 m, mai arătați. 1,90 m, eu am 1,75 m, scaunul e pus în poziția mea de condus și Dumi, ai loc? Dumi are loc și are 1,90 m și pe lângă asta mai are și ochelari. Salutare, prieteni, și bine ați venit! Și există și două USB-uri acolo și... Da! It's rewind time! Wireless charging pad, USB-uri, USB-uri și pentru cei din spate și o priză de 12V și există și o mică cocoașă pe mijloc care poate fi negociată, deși nu cred că 3 pasageri ar putea sta acolo în mare, mare confort. 2, da, 3, poate 2 și un copil. Dumnezeu nu se pune ca fiind copil. Și fără să băzeie sau fără să facă toți dragi sunetul. Încep prin a vă spune că dacă vreți să aflați mai multe impresii așa la o primă vedere, atunci vă invit să mergeți clipul. Încep prin a vă spune că dacă vreți să aflați mai multe impresii așa la o primă vedere, ar trebui să mergeți să vedeți și clipul meu de la lansarea acestei mașini din Bulgaria. Acolo veți vedea exact care a fost prima reacție când m-am urcat într-un Arkana E-Tech. Dar acum, pentru început, trebuie să vă menționez că suntem 4 persoane în această mașină. Deci profităm din plin de sarcina utilă a acestui model. Pentru că suntem 4 persoane în această mașină, veți vedea că mașina, până la o viteză de 50, 60, poate chiar 70 de km la oră, are o accelerație bună, pentru că, da, profiți de cuplul acela instant oferit de un motor electric, de orice motor electric. Iată, acum voi încetini până pe la 30 de km la oră și veți vedea cum accelerează mașina, cam care sunt reprizele de accelerație până la 130, pentru că urmează să intrăm pe autostradă. Accelerez un pic mai tare, nu sunt cu piciorul la maxim pe accelerație, suntem în modul normal. Veți auzi motorul că se turează. Acum am 70 și piciorul la fund, acum 80, 90, 100, 107, 110, 113, 120, 129, 130. Nu știu dacă ați putut observa, dar pe la 120 se întâmplă o chestie foarte ciudată, o chestie pe care am observat-o și atunci când eram în Bulgaria, și anume mașina pare că dă nas, pare că ceva se întâmplă în cutie și la 120 de km la oră, cumva în jurul acestei valori, mașina are parcă nevoie de un moment de respiro. După ce ai accelerat-o foarte tare până acolo, ea acolo face un și apoi continuă să accelereze în continuare. Continuă să accelereze. E o chestie ciudățică, pentru că mai ales când trebuie să faci depășiri sau mai știu eu ce, să ai o gaură de cuplu sau o gaură în puterea mașinii la 120 de km la oră, nu-ți oferă atât de multă încredere. În schimb, atunci când ești în oraș cu această mașină și, după cum vă spuneam, ai nevoie să accelerezi până la, nu știu, 60-70 de km la oră,
e important de știut că te servește Arcana în aceste situații și cred eu că doar în aceste situații este cea mai eficientă această mașină. Atunci când ești, după cum vă spuneam, la viteze mai înalte, accelerația parcă nu este atât de... nu răspunde atât de bine pe cât te-ai aștepta. O Arcana cu 1.3 Mild Hybrid, acolo e altă poveste. Acolo, evident, există și altă cutie, acolo există dublu ambreiajul. Mașinile acelea reacționează altfel. Pui piciorul tare pe accelerație și mașina trage foarte, foarte constant, ca să zic așa, până la, nu știu, viteza maximă. Și apropo de viteza maximă, mi se pare că viteza maximă a mașinilor cu 1.3 Mild Hybrid e de 210 km la oră, pe când viteza maximă a acestui hibrid e 175 aproximativ. Deci e clar că această mașină nu e gândită pentru viteză. Nu vă spun acum că am avea noi în România unde să atingem 210 sau măcar 170, nu avem unde, dar chiar și din aceste valori maxime ne putem da seama că nu pentru viteză maximă este gândită această mașină, ci pentru accelerare în oraș. Când vei conduce Arcana în oraș, vei observa că este o mașină confortabilă și o mașină care răspunde foarte bine la schimbări un pic mai bruște de direcție. Mă refer, vă spun acest lucru pentru că s-ar putea să fii nevoit să schimbi o bandă mai repede, să faci o accelerație mai rapidă sau cine știe ce astfel de situații în oraș, la viteze de oraș. În astfel de situații, mașina răspunde bine și din nou, nu doar faptul că ai cuplu electric, dar și șasiul mașinii îți permite să schimbi repede direcția, dar la viteze din acestea până pe la 70 la oră, cam așa. După care accelerația nu mai este la fel de, cum să zic eu, nu te mai bagă atât de mult în scaun, mașina aceasta, unul la mână, și doi la mână, evident, dacă ai viteză foarte, foarte mare și intri în curbă cu această mașină, începi să observi faptul că, da, are un centru de greutate un pic mai înalt. Deși dispunerea maselor e destul de bine gândită, v-am spus, bateria este acolo în spate. Ce trebuie să înțelegeți despre comportamentul acestei cutii de viteze e că răspunde mai bine la accelerație decât un CVT, dar în același timp nu este la fel de smucită ca un dublu ambreiaj. Și cred că aici este pariul pe care l-au făcut francezii cu această cutie de viteze și de aceea cred eu că este o cutie adecvată mai mult condusului în oraș decât condusului la drum întins. Pentru că la drum întins elasticitatea, hai, pentru că acum pun piciorul pe accelerație, elasticitatea aceasta pare că este caracteristică unui CVT și modul în care din nou la 120 ai acea gaură de putere, parcă lucrurile acestea sunt un pic caracteristice unui CVT. Dar în oraș această caracteristică elastică nu se păstrează, pentru că până la vitezele mai sus menționate folosește bateria mașinii. Și e foarte interesant că aici ai un martor ce-ți arată cât de încărcată este bateria. Am făcut tot posibilul să descarc această baterie ca să văd cum accelerează mașina când nu te mai ajută și electric. Problema e că nu prea poți să o descarci, pentru că, fiind o baterie nu foarte mare, se încarcă repede. 1,2 kW, dacă nu mă înșel, se încarcă foarte repede această baterie. Deci chiar și numai dacă ridici un pic piciorul de pe accelerație și lași mașina să alunece, nu știu, 20 de metri, pentru că în față este semaforul roșu, chiar și așa s-a încărcat cel puțin jumătate de gradație bateria. Dacă mai pui și frână, aproape că se încarcă o gradație din aceea întreagă. Din punct de vedere al recuperării energiei electrice, acest sistem este foarte eficient. Și pentru că își permite să recupereze atât de bine energia electrică, poate să o și folosească din plin, din nou, la viteze până la 60-70 la oră, mașina accelerează foarte bine. Există și un mod pur electric, doar că, din ce am înțeles, ai vreo 3 km autonomie electrică maxim, deci nu e ceva ce vei vrea să folosești în mod constant, dar există și moduri de condus. În modul sport, voi pune acum mașina și haideți să mă asigur că nu e nimic în spate, voi încetini până pe la, dacă pot, până la 50 de km la oră, ar fi super. 50 de km la oră am acum, piciorul la fund acum. Gaura de cuplu,
130. În modul sport nu e o mare diferență atunci când accelerezi la viteză mare, dar în modul sport e o diferență notabilă atunci când ești prin oraș și accelerezi la viteze de oraș. Acolo simți și mai mult ajutorul din partea motorului electric și cred că modul sport al acestei mașini e un sport urban, nu modul sport, hai să mergem să conducem pe serpentine spre Brașov. Și e bine că acest mod sport utilizează foarte mult bateria, pentru că, după cum vă spuneam, încărcarea este extrem de eficientă în această mașină. Încărcarea, recuperarea energiei electrice este foarte eficientă. Din punct de vedere al consumului, eu am mers cu această mașină în mare parte în oraș, să zicem 85% am mers în mediul urban și fără să mă chinui să obțin un consum bun, ba dimpotrivă, am condus-o și în modul sport, am mai și accelerat un pic mai tare când era cazul, fără să mă chinui deloc, ba chiar conducând un pic agresiv, consumul a fost 6.5. Când conduceam normal această mașină, intuitiv, fără să accelerez când nu era cazul și așa mai departe, nu știu dacă era roșu, deja mă pregăteam luând piciorul de pe accelerație, fără să fiu nevoit să pun frâna acolo în spatele celui din fața mea care era deja oprit. În astfel de cazuri, când conduci un pic mai preventiv, consumul poate fi 6 sau chiar sub 6. Ceea ce înseamnă că mașina aceasta are un consum similar cu al unei Toyota cu sistem de propulsie hibrid. La fel știm că Toyota, bine, ei sunt regii sistemului de propulsie hibrid și au cele mai bine puse la punct astfel de sisteme. Și la ei cam toate mașinile mai mici așa, tot ce am condus eu, un 8 hibrid de la Toyota, orice ai fi făcut, nu creștea consumul mai mult de 5-6. E bine, și cei de la Renault se pare că au găsit această rețetă foarte bine pusă la punct. Consumul este excelent atunci când ești în oraș. La drum întins, și aici din nou, dacă menții o viteză constantă, grație acelei a patra trepte, cum v-am povestit mai devreme, mașina poate să păstreze un consum instant care nu este foarte mare. Haideți să accelerăm până la 100 de km la oră, adică aici, și să vedem dacă țin pedala apăsată ca să păstrăm această viteză, care este consumul instant. Este un pic și pe urcare. Acum consumul este de, wow, ok, 9,5, 9,3, 10 chiar, 9. Dar în cazul de față îmi arată aici martorul că motorul încarcă bateria și în același timp asigură și forța motrică. Dar acum iată, mașina vede că merg constant cu o viteză mare, motorul nu mai angrenează puntea față, ci doar motorul electric ne propulsează și consumul de la 10 a scăzut la 2. Și merg constant cu viteză de 100 de km la oră. Deci dacă vei merge constant și mașina va utiliza bateria, consumul tău e de 2 litri la 100. Când are nevoie să încarce bateria, consumul va crește pe la 9. Deci în medie, la drum întins, probabil că tot 6 vei avea consumul. Deci acesta este un consum foarte bun pentru o mașină de un asemenea, de asemenea dimensiuni. Vă spuneam că mașina aceasta excelează la viteze de oraș pentru că aici simți cel mai bine că folosește bateria pentru a te propulsa. Am, nu știu, 20 de km la oră, abia am plecat de pe loc. Iată cât de repede ajung la 50-60 de km, da? 50 și am fost cam cu 3 sferturi de pedală, jumătate de pedală de fapt, cam așa. Simți atunci când ești în oraș și bateria este încărcată, simți cum prima parte a accelerației este făcută exclusiv de partea electrică. Iată, acum accelerez din nou. Și mașina capătă viteză destul de repede. După 70 încolo, parcă rămâne un pic fără răsuflare. 31.000 de euro, preț cu TVA inclus pentru Arkana E-Tech Hybrid cu echiparea RS Line. Evident, pentru că este un hibrid, îți mai dă și statul niște bani, cine știe ce mai negociezi un pic acolo la dealership, să spunem 28.000 de euro. La banii aceștia, la 28.000 de euro,
pe Autoscout24 am găsit un BMW X4 2.0 diesel X-Drive cu 138.000 de kilometri. Reali, tind să cred, 163 de cai putere. Evident, BMW-ul se va conduce un pic mai sportiv, dar mi se pare că în vremurile acestea ne pasă mai mult să fim văzuți în ceva decât să conducem ceva. Și cred că îți va apăsa foarte mult dacă vecinul tău te va vedea în această mașină și tu ai dat mult mai puțin bani decât crede el. Arkana cu siguranță este un hit și va fi în continuare, pentru că ne place să fim văzuți într-o mașină frumoasă. Prieteni, acesta a fost review-ul nostru pentru Renault Arkana E-Tech. Dacă v-a plăcut, dați-ne un like dacă nu e un buton și pentru asta și dacă vreți să vedeți și alte review-uri, atunci abonați-vă la canalul nostru de YouTube, merită, avem și giveaway-uri săptămânale. Rămâneți pe eBlog Auto, la revedere!